În ce stadiu se află în acest moment comunicarea electronică dintre beneficiari și autorități, dat fiind că este nevoie să se comunice, așa cum arată regulamentele europene, această comunicare trebuie făcută integral electronic. În România în acest moment nu se întâmplă astfel. Ce s-a întâmplat până acum, pe scurt, și care sunt următorii pași pentru a ajunge la solicitările, la îndeplini condițiile europene? Da, de fapt este mai mult decât o comunicare cu beneficiari, este practic singura legătură cu beneficiarii. Așa cum ați spus, este impusă de regulament. În 2016 trebuie să fim complet într-un sistem electronic, adică tot ce se depune de către beneficiari să fie strict în sistem electronic, fără niciun fel de altă informație transpusă pe hârtie. Până acum, să spunem că cel mai avansat program ar fi cel legat de resurse umane, la POSDRU. Acolo unde, în toamna acestui an, va fi dezvoltat modulul actual, acel Action Web, pe care beneficiarii îl cunosc, care va permite introducerea tuturor acestor elemente, astfel încât să nu mai fie adus niciun fel de, cum spuneam, informație pe hârtie. Ăsta este un lucru extrem de important, că va facilita foarte mult viața beneficiarului și, desigur, inclusiv și de administrație. Absolut tot ce ține de proiect, de la depunerea sa, care, de fapt, de acum se face în acest format electronic, până la cea de rambursare și orice alte astfel de elemente. Pentru viitor, noi în acest an vom demara o licitație care se va referi la un astfel de sprijin tehnic pentru a crea noul sistem informatic. Nu se va merge pe actualul sistem. Este și o recomandare din partea Comisiei Europene. Este chiar o comunicare în acest sens pentru toate statele membre pentru a recomanda modul în care viitorul program informatic a trebuit să fie dezvoltat. Și aici am spus foarte clar că vreau să avem un program informatic, un sistem informatic mult mai simplu decât cel de astăzi. Și anume, plecăm de la ceea ce impune Comisia Europeană ca și elemente minime. Sunt câteva informații pe care Comisia le pune în această comunicare de care v-am spus puțin mai devreme și, desigur, plecăm și de la o cerință minimă legată de o bază de date a Comisiei Europene, care se îndreptă mai mult spre evitarea de fraude și de astfel de situații. Aceste elemente minime obligatorii din partea Comisiei vor fi și pentru statul membru, adică pentru România, cele pe care le vom impune. Nimic altceva în plus nu se va adăuga dacă nu este strict necesar, pentru că în trecut, în anii trecuți, pe actualul sistem informatic, s-a adăugat de către toate persoanele din sistem, s-au adăugat tot fel de cerințe. Fiecare a cerut și s-a impus în sistem ceea ce a crezut el că este necesar. Ceea ce a fost ca sistemul să fie unul foarte complicat. Deci pe viitor, începând cu 2015, deci nu așteptăm 2016, deci în 2015 vom avea acest sistem gata pentru România, astfel încât, cum spuneam, această legătură să fie una strict prin intermediul computerului. Aceasta înseamnă, acum, întrebarea pe care au toți beneficiarii în minte, înseamnă ca documentele să arate la fel, numai că vor fi scanate și vor fi introduse în sistem sau se va lucra strict electronic cu documente electronice? Nu, vor fi chiar și template-uri, formate tip de să spunem, de documente care vor fi completate de către beneficiari, dar vor fi și documente care vor fi pur și simplu poate scanate, pur și simplu și automat gestionate de către sistemul informatic. Nu de ștampilă, dar sunt anumite elemente care sunt necesare în... Nu, eu renunțăm la astfel de ștampile și de semnături pe fiecare pagină, vom avea semnătura electronică pe care ne vom baza. Legat de Action Web, au fost recent niște probleme la acest sistem. A fost o emisiune de la Comisia Europeană care au verificat, au fost descoperite niște nereguli. Care au fost, de fapt, problemele cu Action Web? Da, de la preluarea acestei studii de management la Ministerul Fondurilor Europene, de la Ministerul Muncii, noi am început o campanie foarte, să spunem, agresivă, în sensul bun, de a curăța tot sistemul. Pentru că să nu uităm că mai devreme sau mai târziu, adică anul viitor, la final, va trebui să fie totul foarte clar și foarte curat în sistem. Pentru că încheiem programele actuale, iar Comisia va cere o astfel de situație. Și ca să nu stăm să pierdem timpul și anul viitor să ne aglomerăm cu alte activități, am început de această dată să reverificăm absolut tot. Și aici Comisia a ridicat două aspecte. Odată legătura între cele două sisteme informatice de la POSDRU, adică sistemul SMIS și acel Action Web, care astăzi este complet funcțional, această cerință din partea Comisiei este pe deplin realizată, adică de la beneficiarul final până la Comisie, informația circulă în sistemul informatic. Iar a doua chestiune era legată de
datele istorice din sistem pe care noi trebuie să le reverificăm ca să fim siguri că datele sunt cele corecte în sistem. Și aici pot să vă spun că acest program operațional de resurse umane, dintr-un program care a fost foarte mult blamat în trecut și a adus foarte multe neplăceri României, va fi un program model și în România, printre cealaltă programe operaționale, dar și în afara Europei, pentru că am deja apreciat din partea Comisiei Europene vis-a-vis de acest aspect. Și să nu uităm un alt element foarte important, raportul Curții Europene de Conturi atestă că pentru anul trecut, în acest program operațional de resurse umane, în dreptul României apare procentul de 1,28% de, să zicem, de corecții financiare pe zona asta, față de 40% cât era în 2012. Și unde noi eram pe prima poziție în Europa, iată că avem acum prima poziție în Europa, dar în sens pozitiv, în sensul că sunt cele mai puține sau printre cele mai puține state, printre statele cu cele mai puține erori identificate. Deci sistemul este încă în curs de finalizare. Comisia Europeană se pare că va veni undeva poate în luna august, în a doua parte a lunii august, pentru a constata că ceea ce noi am făcut răspunde cerințelor dânșilor. În momentul acesta există un contract cu o firmă care administrează sau care dezvoltă acest Action Web sau a fost... Da, a fost semnat. Sunt contracte mici care au fost necesare pentru ca experți externi, pentru că nu avem la nivel de minister o astfel de expertiză la acest nivel, de oameni care cu experiență în domeniul IT, care efectiv lucrează alături de noi pentru a răspunde cerințelor impuse de Comisia Europeană. Deci, practic, de mentenanță, nu de... Nu e o mentenanță, e chiar o recalibrare a sistemului. V-am spus, de exemplu, acest sistem Action Web nu permitea, de exemplu, în cazul unui contract, dacă este o modificare a sa, un act adițional, nu se putea introduce, să spunem, acest act adițional în sistem. Sau mai mult, procesele verbale de constatare, la fel. În cazul în care există anumite erate, ele nu se puteau aduce la același nivel, pentru că cel care citește și urmărește această pistă de audit să poată vedea exact toate modificările care au fost aduse unui proiect. Deci sunt modificări ale acestui modul, ca tot ce există la nivel de beneficiar să fie introdus în sistem. Tot legat de Postru, a fost o aplicație către Comisia Europeană de 15 milioane de euro, care a fost retrasă la un moment dat și ați declarat că a fost nevoie de niște reverificări. Exact. Asta e ceea ce vă spuneam puțin mai devreme. Au fost mai multe proiecte acolo sau pentru ce anume? Nu, fiecare cerere de rambursare de acest fel trimisă Comisiei Europene cuprinde mai multe plăți, mai multe facturi, mai multe proiecte. Iar asta a fost ideea, pentru că mie îmi plac lucrurile foarte clar făcute și mai ales când dăm Comisiei Europene orice informație să fie pe deplin verificată și certă. Și asta a fost decizia de a retrage ceea ce noi trimisem Comisiei Europene pentru rambursare, pentru a face toate verificările necesare în întregul sistem. Pentru că o astfel de plată, să spunem la acest moment, ea poate să aibă și din trecut anumite elemente care poate nu dau imaginea reală a unei plăți. Și de asta am spus, retragem, reverificăm și retrimitem întregul calup Comisiei Europene când totul este finalizat. Ce au fost mai multe proiecte? Da, sunt mai multe proiecte care derivă sau care sunt prinse într-o singură cerere de rambursare.